Elevii și profesorii vor avea zi liberă în această săptămână. Joi este ziua educației, declarată ca fiind nelucrătoare. Pompierii militari arădeni au avut în luna septembrie peste 1000 de misiuni. O campioană mondială la sambo s-a mutat la Arad, originară din Sfântul Gheorghe. Tânăra studiază la una dintre universitățile arădene. Veste bună pentru elevii din toată țara. Joi 5 octombrie este zi liberă pentru elevi, profesori și angajații din învățământ. Conform ordinului privind structura anului școlar actual și contractului colectiv de muncă la nivel de învățământ, în data de 5 octombrie nu se organizează cursuri. Desemnată de UNESCO, Ziua Educației marchează semnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor. Această recomandare, alături de cea privind învățământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală. Anul acesta școlar a început pe 11 septembrie și este organizat pe 5 module de învățare cu 5 vacanțe. Pe 28 octombrie se încheie primul modul de învățare și urmează o primă vacanță de o săptămână. La sesizarea unui localnic, un echipaj de ordine publică a intervenit aseară pe strada Predeal din cartierul Aurel Vlaicu, unde doi bărbați se băteau între ei, chiar în fața unui parc frecventat de copii. Unul dintre bărbați a continuat să se poarte violent, chiar în prezența polițiștilor locali. S-a ales cu o amendă de 500 de lei, aplicată pentru adresarea de expresii jignitoare, consum de alcool pe domeniul public și provocare de scandal. Altercația, care a condus la bătaie, s-a petrecut lângă un supermarket din zonă, unde cele două persoane implicate consumau alcool la mesele amenajate din fața magazinului. Unul dintre bărbați, în vârstă de 33 de ani, l-a deranjat, se pare, pe un altul de 36, în momentul în care a cerut un pahar de băutură din sticla pe care bărbatul o consuma. Acesta din urmă a devenit agresiv și a sărit imediat la bătaie. Agenții de poliție locală, găsind cealaltă persoană lovită, căzută când au ajuns la fața locului. Poliția locală a solicitat o ambulanță care a transportat persoana agresată la spitalul județean pentru evaluare și acordări de îngrijiri de specialitate. De asemenea, un echipaj de la poliția locală a preluat și condus agresorul, ce devenea tot mai nervos, încătușat la secția 1 de poliție Vlaicu. Cercetările continuă. Bătăușul este cunoscut în zonă ca având un comportament frecvent recalcitrant. Pompierii militari arădeni au avut în luna septembrie 1053 de misiuni de stingere a incendiilor, intervenții în sprijinul comunității, precum și pentru acordarea primului ajutor medical calificat celor aflați în dificultate. Cele mai multe, 957, au constat în asistență medicală oferită de echipajele SMURD. 54 au fost accidente rutiere. Detașamentul de pompieri Arad a acționat de 647 de ori, iar cele mai multe intervenții în județ le-a avut detașamentul de pompieri INEU, 171. Totodată, salvatorii au stins 30 de incendii, dintre care 21 în municipiu. 8 incendii au fost înregistrate la case sau anexe gospodărești, 14 la vegetație uscată și resturi menajere, 5 la mijloace de transport, iar 3 la obiective private. Principalele cauze generatoare de incendii au fost scurtcircuitul electric din cauza defectelor apărute la cabluri, din cauza montării necorespunzătoare pe materiale combustibile sau asupra sarcinilor, a coșurilor de fum necurățate sau amplasate necorespunzător. Pentru eficientizarea intervențiilor, subunitățile au avut 24 de misiuni de recunoaștere în obiectivele din raioanele de intervenție. S-au verificat surse de alimentare cu apă, căi de acces, configurația și elemente semnificative pe timpul intervenției. Pompierii au avut și 6 exerciții cu forțe și mijloace în teren, precum și 19 misiuni pentru protecția mediului, sablarea carosabilului în urma accidentelor de circulație, asistența și deblocarea persoanelor, degajarea elementelor de construcție care prezentau pericol de cădere. Familia unui tânăr din județul Arad acuză polițiștii locali că l-ar fi încătușat și snopit în bătaie. Bărbatul de 32 de ani ar fi făcut stop cardiac chiar în sediul poliției locale și, transportat la spital, ar fi murit la scurt timp după. Ancheta este în plină desfășurare. Incidentul a avut loc la jumătatea lunii iulie. Bărbatul a fost ridicat din fața gării pentru că ar fi stropit cu bere zidul unei clădiri. Familia tânărului a depus plângere la poliție. La data de 15 iulie acestui an, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Arad au fost sesizați despre decesul unei persoane, secția de primiri urgențe a Spitalului Județean din Arad.
Bărbatul a fost transportat la unitatea spitalicească din incinta Direcției Generale Poliția Locală Arad, existând suspiciunea că acesta ar fi fost agresat. Având în vedere complexitatea cauzei, cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Arad, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și purtare abuzivă, urmând ca, în funcție de concluziile medico-legale, să fie realizată încadrarea juridică corespunzătoare. Poliția locală așteaptă finalizarea cercetărilor pentru a lua măsuri în acest caz. Având în vedere că este în curs de cercetare un dosar penal, Direcția Generală Poliția Locală va emite un punct de vedere referitor la evenimentul din iulie 2023 după finalizarea acestuia. În paralel, nu a fost inițiată nicio altă anchetă la nivel de direcție. Ceea ce putem spune este că polițiștii își desfășoară în continuare activitatea la Poliția Locală, raporturile de muncă nefiind închise. Avocatul familiei cere schimbarea încadrării faptei din ucidere din culpă în lovituri cauzatoare de moarte. Noi am depus o plângere penală la parchet în care am solicitat angajarea răspunderii penale pentru infracțiunea de lovit sau vătămări cauzatoare de moarte. Inițial s-a început urmărirea penală și am fost audiat în calitate de suspect doi agenți pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă și ucidere din culpă. Însă noi am solicitat schimbarea încadrării juridice și reținerea în sarcina celor două persoane a săvârșirea infracțiunii de lovit sau vătămări cauzatoare de moarte. Am solicitat trimiterea cauzei la parchetul de pe lângă tribunalul Arad. Rezultatul autopsiei este așteptat în următoarele săptămâni. Abia atunci anchetatorii vor hotărî ce măsuri se vor lua în acest dosar. O delegație chineză pregătește o vizită de afaceri la Arad. Reprezentantul guvernului provinciei Fujian și reprezentanții din două orașe mari ale provinciei au fost timp de două zile oaspeți la Consiliul Județean Arad. Oficialii chinezi reiau astfel contactele administrative între cele două entități înfrățite, respectiv provincia Fujian și județul Arad. Discuțiile s-au purtat pe marginea pregătirii unei delegații de oameni de afaceri din China și o colaborare la nivel educațional între Universitatea Aurel Vlaicu și Universitatea de Afaceri din Fujian. Delegații din Fujian au fost în mod deosebit interesați de proiectul parcului fotovoltaic de la Grăniceri Pilu, care va fi cel mai mare din Europa. Delegația chineză a vizitat și obiective culturale din municipiul și județul Arad, printre care mănăstirea Hodoș-Bodrog, Catedrala Sfânta Treime și expoziția de fotografie de la Palatul Administrativ. Suntem deschiși pentru orice formă de colaborare cu administrațiile locale din China. Avem la Arad Casa Româno-Chineză, Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, care pot facilita dialogul la nivelul societății civile. Susținem și cele două universități din Arad, cea de stat și cea privată, în dezvoltarea de parteneriate cu universității din China, fiindcă internaționalizarea și cercetarea sunt extrem de importante pentru viitorul lor, dar și al comunității noastre. Am propus delegației chineze organizarea unei sesiuni de informare despre potențialul Aradului, al investițiilor în vestul României, dar și cunoașterea cadrului legal în care aceste investiții se pot realiza de către investitorii chinezi, a declarat Justin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad. România a primit peste 2,7 miliarde de euro din partea Comisiei Europene în contul cererii 2 de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență. În ultimii 2 ani, România a primit efectiv aproximativ 10 miliarde de euro, concluzionează deputatul PNL de Arad, Sergiu Bâlcea. O nouă tranșă de 2,7 miliarde de euro a fost acceptată de către Uniunea Europeană. România se află într-o perioadă de investiții masive, iar cele două programe existente, PNRR și POR, vor aduce României până în 2027 80 de miliarde de euro. Și cum se reflectă asta la nivel local, să zicem? La nivel local așteptăm finalizarea documentațiilor și a licitației pentru multe proiecte. Deja Centura de Sud-Est are constructor. Ne uităm la podul peste Mureș al primăriei câștigat de administrația Falcă, dar cel mai important din punctul meu de vedere va fi drumul expres Arad-Oradea. Studenții din anul 3 de la specializarea jurnalism a Facultății de Științe Umaniste și Sociale din cadrul Universității Aurel Vlaicu au vizitat astăzi sediul Radio Arad. Viitorii jurnaliști au descoperit ceea ce face din radio un canal mediatic fascinant. Colegii noștri de la Aradul Matinal, Bazil Mureșan și Mihai Mulnar, le-au explicat cât de mare este diferența dintre teorie și practică, dar și importanța meseriei pe care o studiază.
Ați avut momente când v-ați blocat? Nu mai știu ce să spuneți așa la radio în timpul emisiei. Normal. Este un lucru normal. Foarte multe ori. Și cum ați gestionat? Păi în general e greu. Aici ține de fiecare, știi? Fiecare are alt stil. De exemplu, Molnar cânte imnul maghiar în mintea lui, știi? Și atunci îi se desfac chakrele. La mine nu merge cu imnul României, că e mai așa, mai lălău, din punctul meu de vedere, și atunci merg îmi pun text de paraziții. Ideea e că niciodată să nu deschizi gura dacă n-ai de spus lucruri mai interesante sau frumoase decât tăcerea sau liniștea. E foarte important. Iar chestia asta cu asumarea e grea. Și o să vedeți când intrați în pâine. Fie că e vorba de scris, fie că e vorba de televiziune, fie că e vorba de radio sau de orice altă variantă de ceea ce înseamnă mass media în momentul ăsta. Și o altă chestie pe care să o știți de acum, meseria asta e o meserie care, dacă nu aveți grijă, vă mănâncă sufletul. Având atâtea știri și mai ales pe zona negativă, încet, încet, dezvoltați un cinism ăsta care nu e neapărat constructiv. Deci aici trebuie să aveți grijă de sufletele voastre. Curioși fiind de maniera în care se realizează un material radiofonic, studenții au putut afla și care este pasul de la un simplu script până la rezultatul efectiv care se aude în FM. Este și de prelucrare audio și de înregistrat. E free, se numește Audacity. Avem cortină, gen, uite, de știri. Asta e cortina de știri. În final, viitorilor jurnaliști li s-a explicat impactul mediatic asupra societății pe care îl poate avea un post de radio. Marți 2 octombrie, la sediul Camerei de Comerț, a avut loc evenimentul de lansare a cursurilor din cadrul proiectului de voluntariat Școala Părinților, un proiect derulat în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul Școlar și Camera de Comerț. La eveniment au participat arhitect Gheorghe Seculici, președintele CCIA Arad, profesor universitar dr. Ramon Alile, rector UAV Arad, profesor Marius Ghiondor, inspector școlar general, Florin Toma, inspector principal IPJ Arad, biroul de siguranță școlară, arhimandrit Iulian Gheorghe Lehaci, consilier eparhial la Arhiepiscopia Aradului și profesor Carmen Crișan, managerul Centrului de Formare Profesională a Camerei de Comerț. Președintele Camerei de Comerț, Gheorghe Seculici, a punctat: este un proiect special în care vizăm formarea profesională continuă ca un sprijin pentru angajații părinți sau viitori părinți, este o investiție în dezvoltarea capitalului uman cu impact major asupra creșterii calității muncii. Echipa proiectului a prezentat aspectele organizatorice, a stabilit regulile de grup, s-au aplicat chestionare pentru identificarea nevoilor părinților, au fost dezbătute subiecte pe tema cunoașterii și prevenirii victimizării minorilor. În cadrul proiectului se oferă cursuri gratuite și servicii de consiliere și orientare profesională, consultanță pentru angajații părinți, pentru crearea unui echilibru între viața profesională și cea personală. De asemenea, se vor organiza ateliere de lucru și sesiuni de formare cu o tematică specifică, în parteneriat și în colaborare cu instituții specializate în prevenirea fenomenelor antisociale. Activitățile se vor derula la sediul Camerei de Comerț sau la sediul companiei lor care se vor alătura proiectului. Detalii și înscrieri la telefonul 0730188299, pe e-mail la adresa carmen.crisan@ccia-arad.ro, persoană de contact profesor Carmen Crișan, managerul departamentului de formare profesională din cadrul Camerei de Comerț. S-a încheiat săptămâna de acomodare la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad și de luni au început cursurile. După deschiderea oficială a noului an universitar, timp de o săptămână, bobocii au avut parte de vizite, întâlniri și activități distractive. Lunea trecută, în campusul universitar UVVC, a avut loc întâlnirea dintre noi studenți și conducerea universității. Studenții cunosc și se acomodează atât cu orașul, cât și cu județul Arad, ceea ce găsesc aici cu locațiile noastre și se acomodează pentru ce așteaptă la noi. Săptămâna de acomodare pentru noi e foarte importantă pentru că așa le fixăm punctele de reper. De regulă vizitează și orașul și județul și regiunea. Au întâlnire și cu oficialitățile locale, atât de la noi din universitate, primărie, Consiliul Județean, tot ceea ce este legat de conducerea orașului și județului. Marți a fost o zi bogată în activități. Mai întâi bobocii au fost așteptați la sediul Consiliului Județean Arad.
E foarte important pentru acești tineri ca noi, autoritățile locale, noi arădenii, să le arătăm că sunt bineveniți, pentru că, până la urmă, universitatea este un motor care funcționează pentru binele comunității, un pol care atrage aici oameni de valoare și trebuie să vedem că peste tot, acolo, în comunitățile în care există universități puternice, și economia se crește mai bine decât în altă parte. Apoi tinerii s-au deplasat la sediul Spitalului Județean Clinic de Urgență Arad. Vă punem la dispoziție, prin colaborarea cu Universitatea de Vest Vasile Gordici din Arad, posibilitatea să vă pregătiți la cele mai înalte standarde, atât datorită cadrelor universitare, cât și prin prisma dotărilor de care dispunem. Ziua s-a încheiat cu o deplasare la stadionul Francisc Neumann. În 1945 a fost construit acest stadion de către baronul Francisc Neumann. Avem o răspundere foarte importantă să ducem mai departe visul acestui om și, în general, arădenii sunt foarte, foarte apropiați de tot ceea ce înseamnă UTA. Miercuri a fost o zi cu activități de relaxare și a început cu o vizită la Autoșun. Apoi bobocii s-au îmbarcat din campusul universitar cu direcția stațiunea Muneasa. Ne-a onorat această vizită, am avut posibilitatea să facem schimb de impresii, de păreri, să vadă și studenții de la medicină dezvoltarea Universității Vasile Goldiș, care are filiale la Satul Mare, Baia Mare, Zalău, Marghita, Sediș. Sunt de bun augur aceste schimburi de experiență, care sunt în plus de cunoaștere, de cunoștințe pentru studenți și pentru noi toți. Joi tinerii s-au întors la Arad pentru că a urmat o nouă zi de activități. Dimineața au fost așteptați la primăria municipiului Arad. Sunt convins că vor avea parte și de învățătură și de distracție. Sunt convins că vor fi bine integrați în comunitatea arădeană. Nu am emoții la acest capitol și întotdeauna îi primim cu brațele deschise, convins și convinși fiind că peste câțiva ani ei vor fi cei care duc numele Aradului peste tot în lume, deoarece orașul studenției îți rămâne pe viață în suflet. A urmat turul municipiului Arad. Vineri, în ultima zi a săptămânii de acomodare, a fost vizitat impunătorul castel de la Macea, cu plecare din campusul universitar. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad are 6 facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie și Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport. Are programe de masterat, dar și programe de doctorat. Universitatea numără o importantă comunitate de studenți străini. La sediul penitenciarului Arad a avut loc festivitatea de deschidere a noului an școlar a structurii de învățământ Arad din cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Constantin Brâncoveanu Târgu Ocna. Noua serie de elevi are în față o oportunitate de a se dezvolta și a învăța sub îndrumarea unor profesori de specialitate, experți în domeniul penitenciar care îi vor ghida în procesul lor de pregătire. În cadrul ceremoniei de deschidere, elevilor li s-a transmis un emoționant mesaj de către șefii de promoție din anii anteriori, toți școlarizați la secția Arad, aceștia îndemnându-i să fie silitori, perseverenți și să dea dovadă de maturitate în ceea ce privește pregătirea lor pentru cariera în sistemul penitenciar, împărtășind din propria lor experiență. Bianca Prodan este campioană mondială la sambo. Sportiva este originară din Sfântul Gheorghe și s-a mutat la Arad pentru a urma cursurile Universității Aurel Vlaicu. Foarte multă pregătire. De când începe anul, luna ianuarie și februarie o avem la munte, în cantonament. Ianuarie piatra arsă, februarie cheile gălbiștei. După aia avem 2 săptămâni în care, o săptămână dacă ne lasă în vacanță, după aia înapoi la muncă. Acum, în august, am avut cel mai rece în cantonament de o lună, tot în piatra arsă, în pregătire, 3 antrenamente pe zi. Duminica liber, am mai făcut și saună și masaj și se văd și rezultatele după atâta muncă. În luna noiembrie mă pregătesc pentru campionatul mondial de senior, se va ține în Armenia și sper să aduc un rezultat frumos. Și la sambo, ea este campioană mondială la seniori, avem în pregătire, avem 3 fete la lot. Avem și pe Vladu Ana Maria la tineret și avem pe Sabu Carolina la juniare.
Sabo Carolina și ea este vicecampioană mondială. Anul ăsta a reușit să obțină locul întâi la campionatul național de junior, tineret, Cupa României și ieri la campionatul național de seniori. Vlado Ana Maria la fel, vine și ea cu un palmares bogat la campionate europene, la Cupa Mondială, nu știu acum, și avem și pepiniera formată și la sambo. Iar la secția de judo, vă spun sincer, avem campioni naționali, avem și medaliați la Balcaniadă și venim cu o pepinieră de 60 de copii în spate. Doamne, noi suntem fericiți, încercăm să investim în sportul arădean, încercăm să scoatem capul atât în țară cât și în lume. Și iată că s-a realizat. O nouă campioană mondială la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Este un sport pe care Clubul Sportiv Universitatea, împreună cu domnul director Ovidiu Șerban, l-a sprijinit și îl vom sprijini și de acum încolo. Felicitări clubului, felicitări campioanei noastre și mulțumim partenerilor care au fost alături de noi la aceste evenimente. Tradiție în caritate, o nouă întâlnire a Serviciului de Ajutor Maltez în România, filiala Arad, în cadrul Zilelor Maghiare. De această dată a fost Ziua Porților Deschise. În primul rând beneficiarii noștri, colaboratorii, cei care ne sponsorizează și, bineînțeles, membrii maltezi, noi care, conform numelui, deci iubim și slujim cei care se adresează la noi, în special categoria de risc social. Serviciul maltez a împlinit anul acesta 30 de ani, moment aniversar care a fost marcat în această vară și la Arad. Evenimentul a avut loc la Dorobanți, de unde a pornit ideea înființării serviciului și la Arad. A avut loc o liturghie festivă în Biserica Catolică Locală, la care au participat invitații din județele Cluj, Timiș, Bihor și Arad. S-a vizitat căminul de caritate din localitate și a avut loc o agapă la Casa de Cultură. Am avut invitați și conducerea al organizației malteze pe țară, pe domnul președinte și Deneș Mihai și domnul președinte de onoare, care sunt cavaleri maltezi, au fost îmbrăcați în ținuta lor de cavaler maltez și alte oficialități, beneficiari de oficialități și cu rang bisericesc, pentru că serviciul maltez este de rit catolic și normal că am ținut și la această tradiție. Aniversarea de 30 de ani a fost și un moment al bilanțului. Mai important aș aminti deplasările noastre de 5 ori la situații de catastrofale, de inundații la Dunăre, la Siret, la Călacea, la Cimie, în Falba am fost, unde au fost alunecare de teren și nu mai vorbesc partea asta medicală, pentru că avem o colaborare cu Clinica Medicenta din Ungaria și din 2005, de când am primit donație microbusul de la partenerii de la Herzog Arad, pot să zic că peste 187 de persoane am transportat și am condus, am asigurat traducerea și, mă rog, programarea și transportul lor de la Arad sau de la locul de unde au fost, la Seget și înapoi. După care, consider o colaborare foarte importantă cu latura asta de oamenii străzi, copii străzi. Serviciul Maltez Român este o asociație non-profit cu sediul în Cluj-Napoca. De 30 de ani, prin 17 filiale din țară, cu mii de voluntari, se derulează programe în folosul celor aflați în nevoie, bătrâni, bolnavi, persoane cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile. Trei filme premiate la festivaluri internaționale vor fi proiectate în perioada 4-6 octombrie la Cinematograful Arta în cadrul Festivalului de Film Maghiar. Filmele sunt subtitrate în limba română. Cele trei proiecții nu sunt recomandate minorilor sub 15 ani. Primul film va avea loc miercuri pe 4 octombrie de la ora 19. Xanox, riscuri și efecte secundare, este o comedie romantică și SF. Ca urmare a unui experiment farmaceutic, Mișii va putea călători în timp, dar numai dacă va bea dintr-un rachiu special de casă. Mișii
ea o inițiativă mai îndrăzneață cu Ianca, de care este îndrăgostit de mult timp și încearcă să prevină o crimă. Cel de-al doilea film va fi proiectat joi pe 5 octombrie de la ora 19. Vrei să fii tăticul meu este o comedie, povestea hilară, dar și emoționantă a unei întâlniri dintre un scriitor și fiul său necunoscut până atunci. Ultima proiecție va avea loc vineri pe 6 octombrie de la ora 19. Pelicula Control a câștigat premiul tinerilor la Cannes în 2004 și este unul dintre cele mai de succes filme din ultimele două decenii. Control este primul film realizat în metroul din Budapesta. Niște controlori de bilete, confruntați cu disprețul călătorilor, încearcă să-și facă meseria uneori umilitoare, alteori periculoasă fizic. Evenimentul este organizat de Centrul Municipal de Cultură, în colaborare cu Asociația FilmTet din Cluj-Napoca. Două culturi diferite își vor da întâlnire la Arad în cadrul Festivalului Internațional Cultural East Meet West în perioada 6-8 octombrie, atât la Palatul Cultural, cât și în Parcul Mihai Eminescu. Arta și tradiția străveche din două colțuri opuse ale pământului vor fi aduse în fața publicului arădean în cadrul ediției secunde a evenimentului. În prima zi, în 6 octombrie, vom avea a 14-a ediție a seminarului de jiu-jitsu tradițional japonez, unde doar se învață, nu este competiție. După care, în 7 dimineața, avem 2 ore de seminar. Continuăm din ziua de vineri, de la 9.30 la 11.30 și duminica la fel. Și se încheie seminarul de pregătire tehnică de jiu-jitsu tradițional. Urmat, cum se spune, în data de 7, la orele 13, în Parcul Eminescu, vom avea deschiderea, o deschidere oficială, după care va urma demonstrații de jiu-jitsu, de karate, de judo, unde la ora 14 va intra primul invitat al nostru pe scenă, Marcel Sepcu. Invitații noștri din Japonia, din America, din Italia vor face demonstrații de arte marțiale, pentru că de-am și organizat acest eveniment de artă și cultură, să scoatem în evidență în special sportul. Pe lângă demonstrațiile din jiu-jitsu tradițional, judo, judo sambo și karate, organizatorii au pregătit și spectacole folclorice românești, dar și parade cu daci și romani. Nu vor lipsi nici standurile de artă culinară, atât cu rețete japoneze, cât și românești. Vom avea standuri de artă culinară în jur de 8 sau 9. Vom avea un stand cu ATV-uri pentru copii. Vom avea o trambulină din aia gonflabilă mare. O domnișoară vine să facă tatuaje din alea pe față ce le place la copii. Va fi o paradă făcută de Cosma Sorin, prietenul meu cu care am organizat acest eveniment. El este din elita dacilor și a romanilor. Eu sunt cu samurai mai mult. Și va fi o paradă. Și va avea acolo ateliere cu modul lor de viață a dacilor, cu fierăria lor, cu modelaje, cu viața lor. Sâmbătă, UTA a disputat ultimul meci din acest an pe Arena Francisc Neumann, 0-0 contra lui FC Voluntari. Roșalbii vor juca la sfârșitul acestei săptămâni la Ploiești contra Petrolului, iar apoi Superliga se oprește pentru meciurile echipelor naționale. La reluarea campionatului, arădenii vor disputa primul meci pe teren propriu la Oradea, pe stadionul Iuliu Bodola, împotriva Rapidului. Iar marți, LPF a dezvăluit că partida va avea loc vineri, 20 octombrie, de la ora 21. Clubul UTA urmează să dea un comunicat prin care își va anunța abonații sau pe cei care își vor achiziționa bilete pentru partida cu Rapidul, privind detaliile deplasării organizate la Oradea. A doua etapă a grupelor din competițiile europene vine cu o nouă delegare pentru Ovidiu Hațegan. De această dată, arădeanul se va afla în camera VAR la meciul Aris Limassol Glasgow Rangers din grupa C a Europa League, care va avea loc joi de la ora 19.45 pe Limassol Arena. Partida din Cipru va fi condusă de o brigadă 100% românească. Horațiu Feșnic va fi la centru, asistat la cele două tușe de Valentin Avram și Alexandru Cerei, arbitru de rezervă a fost delegat Andrei Chivulete, iar alături de Hațegan în camera VAR se va afla Cătălin Popa. În prima rundă a fazei grupelor, arădeanul a fost arbitru video la disputa FC Barcelona-Royal Antwerp 5-0 în Champions League. Vremea
Vremea se mai răcește săptămâna aceasta. În general, nu vom avea parte de maxime peste 25 de grade Celsius. La noapte se anunță cer senin. Minimele termice vor fi de 11-12 grade Celsius. Vântul va bate cu 11 km pe oră dinspre sud-sud-est, iar șansele de precipitații vor fi de 10%. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță cer mai mult noros. Maximele din termometre vor atinge valori de 24-25 de grade Celsius. Vântul va bate cu 13 km pe oră dinspre vest-nord-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 5%.